Patru familii au fost evacuate în comuna Buzdâna, unde a explodat zilele trecute o casă, iar proprietarul ei a ajuns la spital în stare gravă. Decizia a fost luată de Comitetul pentru Situații de Urgență, care s-a întrunit azi la Prefectura Dolj. Și tot azi au fost făcute verificări la casa distrusă de explozie. Rezultatele arată o concentrație de gaz de 74%, de 4 ori mai mare decât era ieri. Comuna Buzdâna este recunoscută pentru că ar sta pe o pungă uriașă de gaze neexploatate. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dolj s-a reunit mai repede decât era planificat din cauza concentrației de gaze din comuna Calopăr, care a crescut de 4 ori față de măsurătorile precedente. Autoritățile au luat și primele decizii în acest caz. Concret, zona a fost delimitată și nimeni neautorizat nu mai are voie să pătrundă în perimetrul de siguranță. Totodată, zona va fi supravegheată non-stop. De asemenea, vor fi identificate locații care vor fi amenajate pentru evacuarea la nevoie a persoanelor din satul Buzdâna. Totodată se urmărește achiziționarea unui detector de gaz metan pentru comuna Calopăr. Cetățenii spun însă că au făcut nenumărate sesizări la care n-au primit răspuns. Aceștia spun că nu vor să fie relocați și le cer autorităților să ia alte măsuri care să rezolve problema. Gazele sunt aici de zeci de ani de zile în fântână. Deci fântâna a fost potabilă și la un moment dat, nu știu din ce cauză, a ieșit gaze și de zeci de ani de zile bolbolosește. Am făcut la toate instituțiile, am fost la Craiova, la gaze, dar pe unde n-am fost, peste tot am făcut sesizările, dar nu s-a luat nicio măsură. Nu vrem relocații. Dom'le, să găsească o modalitate în care, eu știu, ori să slăbească, să facă un depozit de gaze, pentru că la 2 km de aici avem conducta magistrală care trece la Calafat. S-ar putea face un depozit de gaz care să îl ducă, nu se ducă în aer. Însă unii localnici au fost convinși să plece din localitate pentru câteva zile, la rugămintea autorităților și insistența rudelor care s-au oferit să vină să-i preia. Am luat hainele și atâta. Încolo n-am luat nimic. Ce v-au spus autoritățile? Pentru cât timp veți fi plecată? Pentru 3-4 zile. Vă despărțiți cu greu de casa dumneavoastră? Da. Foarte greu. Dar în același timp vă este teamă să mai stați aici? Păi nu mi-era, nu mai mi-era teamă. Suntem în legătură telefonică directă cu Dan Diaconu, prefect de Dolj. Bună seara! Bună seara! E în continuare pericol acolo. Ce soluții sunt pentru localnici? Pericol, da, noi am delimitat zona, am încercat, am făcut măsurători la fiecare, în fiecare gospodărie, am identificat posibilele probleme unde sunt, pentru că am mai identificat și alte fântâni cu care emanau gaz. Am stat de vorbă cu cetățenii și am rugat pentru câteva zile dacă să-i relocăm, pentru a evita o eventuală nenorocire ce s-ar putea întâmpla, așa cum s-a întâmplat acum câteva zile. Păi, înțeleg că situația e deja cunoscută, era un pericol iminent. Era cunoscută prin faptul, cum spuneau locuitorii de acolo, că mirosea, e un fel de a spune, pentru că gazul natural, după cum bine știm, nu miroase. Dar că bolbolosea, spunea un cetățean, a fost acum o jumătate de oră am venit în teren, bolbolosea fântâna. Noi am măsurat toate fântânile și toate beciurile din localitate de acolo. Doar 2 sau 3 fântâni erau cu probleme. Se pune problema relocării? Am discutat cu vecinii care locuiau în apropierea casei care a explodat. Și pentru binele dumnealor am stabilit împreună că e mai bine pentru următoarele 3-4 zile să stea la copii sau în altă parte, în cazul în care nu există posibilități, să găsim o variantă să-i relocăm. Pe termen lung, care ar fi soluția? Pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, se știa deja, exista acest pericol, poate să fie și pe viitor o problemă. Păi, noi am, așa acum 2 ani de zile, când a fost problema aceea cu porarea puțului, am făcut o adresă către ANRM, Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Am primit un răspuns la momentul respectiv, cum că nu este o pungă de gaz exploatabilă. Și mâine, la prima oră, în prima parte a zilei, în jurul
după ora 9, 8-9, să facem o adresă din nou, către, o să ne adresăm ANRM și împreună cu dumneavoastră, pentru că sunt singurele organe abilitate să ia, să facă ceva în acest sens, vom stabili care sunt următoarele, care sunt următorii pași și care sunt măsurile care se impun pentru următoarea perioadă. Mulțumesc pentru această intervenție. A fost în legătură telefonică directă cu noi prefectul de Dolj.